Așa, după cum am anunțat și în rubrica Sport de vineri seara, Cătălin Popa a fost ales noul președinte al Asociației Județene de Fotbal Argeș. A obținut 58 de voturi dintr-un total de 74 exprimate, iar cu un procent de peste 78% a fost declarat câștigător. La scurt timp după aflarea rezultatului, Cătălin Popa le-a vorbit celor prezenți în sală. Vreau să vă asigur din tot sufletul că voi depune toate eforturile, tot ce îmi stă în putință, să trecem fotbalul argeșean sau să menținem cel puțin continuitatea, dacă nu să-l trecem la un alt nivel. N-aș vrea ca eu să vin să iau vreo hotărâre și dumneavoastră să o puneți în aplicare. Aș vrea ca dumneavoastră să veniți cu propunerile și prin funcția pe care o dețin să ratificăm. Vreau să avem o colaborare și o colaborare extraordinară și vreau să vă garantez că, din punctul meu de vedere, găsiți un sprijin în orice este legat de fotbal și nu numai. Din punctul meu de vedere, cel mai potrivit pentru echipa mea pentru a fi secretar general este domnul Dan Pirciu. Îl invit lângă mine. De asemenea, cel mai potrivit pentru Comisia Județeană de Arbitri și Observatori Argeș este domnul Eduard Dumitrescu, membru al Comisiei Centrale de Arbitri, prieten și coleg cu mine. Deci, dânsii sunt în primă fază oamenii cu care voi lucra la Asociația Județeană de Fotbal. Cătălin Popa înlocuiește în funcție pe Corneliu Sorescu, iar la sediul AJF Argeș a început deja procedura de predare-primire. Acesta va prelua cu adevărat funcția de președinte în zilele următoare, mai exact în momentul în care se va emite hotărârea judecătorească.